În această seară, citim un text care vine și confirmă poate cea mai frumoasă și mai plăcută așteptare pe care o avem. Textul din Scriptură, de la sfârșitul cărții Apocalipsa, care vorbește despre nunta Mielului. Textul respectiv îl găsim în capitolul 19, de la versetul 1 la versetul 10. După aceea am auzit în cer ca un glas puternic de gloată multă, care zicea: Aleluia! A Domnului Dumnezeului nostru este mântuirea, slava, cinstea și puterea, pentru că judecățile Lui sunt adevărate și drepte. El a judecat pe curva cea mare care strica pământul cu curvia ei și a răzbunat sângele robilor săi din mâna ei. Și au zis a doua oară: Aleluia! Fumul ei se ridică în sus, în vecii vecilor. Și cei 24 de bătrâni și cele 4 făpturi vii s-au aruncat la pământ și s-au închinat lui Dumnezeu care ședea pe scaunul de domnie. Și au zis: Amin! Aleluia! Și din scaunul de domnie a ieșit un glas care zicea: Lăudați pe Dumnezeul nostru, toți robii Lui, voi care vă temeți de El, mici și mari. Și am auzit ca un glas de gloată multă, ca vuietul unor ape multe, ca bubuitul unor tunete puternice, care zicea: Aleluia! Domnul Dumnezeul nostru cel atotputernic a început să împărățească. Să ne bucurăm, să ne veselim și să-i dăm slavă. Căci a venit nunta Mielului. Soția lui s-a pregătit și s-a dat să se îmbrace cu insubțire, strălucitor și curat. Inul subțire sunt faptele neprihănite ale sfinților. Apoi mi-a zis: Scrie, ferice de cei chemați la ospățul nunții Mielului. Apoi mi-a zis: Acestea sunt adevăratele cuvinte ale lui Dumnezeu. Și m-am aruncat la picioarele lui ca să mă închin lui. Dar el mi-a zis: Ferește-te să faci una ca aceasta. Eu sunt un împreună slujitor cu tine și cu frații tăi, care păstrează mărturia lui Iisus. Lui Dumnezeu închină-te, căci mărturia lui Iisus este Duhul prorociei. Amin. Acest paragraf, de la începutul capitolului 19, încheie o secțiune din carte care vorbește despre judecată. Noi am discutat despre lucrurile acestea la sfârșitul lunii decembrie. În această seară avem un paragraf care vine și ilustrează așa de bine o remarcă, o zicală pe care noi o folosim adesea. Cine râde la urmă, râde mai bine. De ce e adevărată vorba aceasta? Bucuria deplină, veselia, așa, adevărată, poate avea loc atunci și numai atunci când primejdia a fost eliminată. Când lucrurile au ajuns la un sfârșit bun, atunci te bucuri.
ceva avem în textul nostru. Înainte de acest paragraf, avem o mulțime de situații în care răul distruge, nimicește, aduce prigoană, batjocorește. Și avem răul descris în situații care par a fi victorioase. Cât are de partea lui, la ce îi îndeamnă să spună sau să facă. Cât de rău se poartă cu cei din poporul lui Dumnezeu. Și avem un strigăt în carte. Până când? Până când? Capitolul pe care l-am citit vine și arată celebrarea de la urmă. Vine și descrie acele împrejurări în care biruința e deplină. Victoria are loc și robii lui Dumnezeu, mireasa lui, sunt pregătiți. Despre lucrurile acestea vreau să vorbim în această seară. Apocalipsa 19, paragraful nostru de la 1 la 10, este singurul text din Noul Testament în care apare acest cuvânt. Aleluia! Cuvântul acesta apare în Vechiul Testament, de mai multe ori, în mai multe împrejurări. Dar în Noul Testament apare doar aici. Aleluia! Aleluia este un cuvânt evreiesc. Așa cum este Maranata sau Ava. Aleluia înseamnă laudă Domnului. Sarcina noastră în această seară este ca din strigătele de bucurie să luăm învățătură. De aceea, prima observație, lucru de bază, unghiul din care vedem tot ce avem în cuvântul pe care l-am citit, este următorul. Exprimarea veseliei, a bucuriei fără margini, trebuie făcută în așa fel încât să aibă conținut de învățătură. De ce spun acest lucru? Noi putem tinde ca la bucurie să nu spunem mare lucru. Aduți aminte de o împrejurare în care a fost bucuros. Ai săltat de bucurie, ai strigat. Dar ce anume ai pus așa, unele lângă altele, ca să transmiți o învățătură? Apocalipsa 19 ne învață că și la bucurie putem da din adevărul lui Dumnezeu. Putem depune mărturie sănătoasă cu privire la ce a făcut El pentru noi. În textul nostru avem două dialoguri. Avem marea mulțime sau un glas puternic de gloată multă care strigă ceva. Îi se răspunde cu ce strigă cei 24 de bătrâni și cele 4 mărturii vii. Asta va fi primul dialog. Sau primul răspuns antifonic. Unii spun ceva, iar ceilalți răspund
este inițiat de glasul care se aude de la tron, la care îi se răspunde din partea mulțimii. E foarte important să ținem părțile distincte și să vă spun de ce. Totul este într-un context al unei celebrări deosebite. Dar celebrarea respectivă e văzută de unii dintr-un anumit punct de vedere, iar de alții din alt punct de vedere. Într-un anumit fel trăiesc bucuria cei din gloata cea mare, din mulțimea cea mare, iar în alt fel îi vedem pe cei 24 de bătrâni, pe cele patru făpturi vii. Nu vreau să spun că nu simt unii cu alții, ba da, simt că toți celebrează, dar fiecare vine dintr-un anumit loc la nuntă, la celebrare. Este de mare folos să vedem aceste perspective, ce spun unii, ce răspund ceilalți. În primul dialog, deși glas puternic de gloată multă se aude din cer, ne dăm seama că gloata multă e poporul lui Dumnezeu. Sunt cei mântuiți. Deci, auzim un strigăt de bucurie din partea oamenilor, din partea robilor lui Dumnezeu. De aici, diferențele de accent. Când totul ajunge la sfârșit, ce spun unii? Ce răspuns li se dă? Ce se aude de la tron? Și ce spun cei din mulțimea cea mare? A fi deosebit de interesant, de văzut. Și accentuez lucrul acesta pentru următorul motiv. Fiecare om trăiește un anumit eveniment în felul lui. Fiecare om. Se întâmplă un lucru deosebit, dar fiecare îl trăim altfel. Nu că vreunul nu se bucură, nu, toți se bucură. În sfârșit, lucrurile au ajuns la sfârșit și sfârșitul este bun, biruitor. Fiecare îl trăiește altfel. Așa ceva avem în textul nostru. Ascultați prima jumătate din primul dialog. Recitesc. Aleluia! A Domnului Dumnezeului nostru este mântuirea, slava, cinstea și puterea, pentru că judecățile Lui sunt adevărate și drepte. El a judecat pe curva cea mare, care steca pământul cu curvia ei și a răzbunat sângele robilor săi din mâna ei. Când pedeapsa a avut loc, când victoria finală e câștigată, cum strigă sau ce strigă cei din gloata cea mare? Dumnezeu a judecat cu dreptate. Judecata Lui e adevărată și dreaptă. În sfârșit, mi s-a făcut dreptate. Cel care a trecut prin prigoană, prin suferință, prin ispitiri, prin batjocuri, așa gustă biruința. Așa experimentează bucuria finală. A lui Dumnezeu e mântuirea, slava, cinstea și puterea. O bucurie pe care o experimentezi din suferință, din batjocură, din tot felul de ademeniri. Babilonul, cetatea cea mare, care amăgea locuitorii Pământului, a fost eliminat.
Cei de jos au văzut stricăciunea pe care a făcut-o Babilonul pe pământ. Așa se vede din partea lor. Și de două ori strigă. Cum se vede de sus? Versetul 4. Și cei 24 de bătrâni și cele 4 făpturi vii s-au aruncat la pământ și s-au închinat înaintea lui Dumnezeu care ședea pe scaun de domnie și au zis: Amin! Aleluia! Asta nu înseamnă că cei 24 de bătrâni nu simt cu cei din gloată. Dar se vede cât de mult au unii de spus și cât de concis este răspunsul celorlalți. Ce vreau să spun este că cei din sala tronului, bătrânii, făpturile vii, vin și se alătură la ceea ce spune glasul puternic al mulțimii. Este așa de ușor de a te regăsi în ce se întâmplă aici. Ai experimentat o mare biruință. Poți să fii ca acel om care nu te mai oprești din a spune. Totul se revarsă. Cuvinte peste cuvinte. Pe acolo am trecut. Acestea sunt lucrurile care mi s-au întâmplat. Avem o expresie pe care vreau puțin să o desfacem. Dumnezeul nostru a început să împărătească. Acesta va fi finalul a ceea ce are spus mulțimea. Dacă anticipez puțin, asta e finalul celui de-al doilea dialog, dar ne ajută ca să ținem lucrurile toate la oaltă. Ce contează pentru cei care trec prin necaz, prin batjocură, este ca ei, în convingerea lor, să nu aibă îndoială nicio clipă cu privire la suveranitatea lui Dumnezeu. Dumnezeu mai puternic decât fiara, mai puternic decât Babilonul, mai puternic decât orice întruparea răului. În felul acesta trec robii lui prin toate lucrurile. Ei la urmă spun: Domnul a răzbunat sângele robilor săi. Aceste cuvinte vin și leagă una dintre învățăturile importante cu privire la comportamentul în prigoană. Cel prigonit știe că răzbunarea lui Dumnezeu, că nu are voie să se răzbune, că răzbunarea este a lui Dumnezeu. În ziua aceea, la nuntă, una dintre cântări, unul dintre strigătele de bucurie, va fi și acesta: Domnul a răzbunat sângele robilor săi. E vorba de cei care au murit pentru credința lor. Asta vrea să spună: a răzbunat sângele lor. Judecata lui Dumnezeu, judecățile lui Dumnezeu sunt adevărate și drepte. Când viața ajunge la sfârșit în acest fel, prin martiraj, facerea dreptății devine lucru numărul 1. Așteptarea numărul 1. De aceea avem de două ori în carte până aici. Până când, Doamne? Până când, Doamne? Până aici. Până aici.
tot din strigătul de bucurie a mulțimii celei mari, mai aflăm alte lucruri despre Babilon. Imoralitatea Babilonului strică pământul. În felul acesta vorbește Noul Testament despre răul pe care experimentează creația. Noi știm că sunt și alte feluri de rele de care are parte creația. Poluare și toate lucrurile din domeniul respectiv. Nu, nu ai grijă de ce e în jurul tău. Dar pământul mai poate fi stricat și altfel. În strigătul de bucurie de atunci, de la nuntă, se spune și lucrul acesta. Acesta este primul dialog. Cel de-al doilea. Dacă primul dialog este inițiat de mulțimea cea mare, de glasul puternic, de gloată multă, cel de-al doilea dialog e inițiat de la tron. Cuvântul spune așa, versetul 5, și din scaunul de domnie s-a auzit un glas care zicea. Nu pierdeți din vedere perspectivele. Toți se bucură, jubilează, experimentează biruința. Dar fiecare vorbește despre ceea ce trăiește în felul lui. Ce se aude de la tron? În textul nostru ni se spune, Dumnezeu stă pe tron. Noi am mai fost în capitolul 4 în sala tronului. Aici, în capitolul 19, suntem din nou acolo. Dacă în capitolul 4 întrebarea era cine-i vrednic să rupă pecețile cărții, acum toate au ajuns la sfârșit. Biruința e câștigată, Babilonul este pedepsit. Și acum avem celebrare. Ce se aude de la tron? Aliluia! Lăudați pe Domnul, pe Dumnezeul nostru, toți robii Lui care vă temeți de El, mici și mari. De la tron avem o chemare la laudă. Dar de la tron ni se oferă felul în care suntem văzuți. Robi care ne temem de El, mici și mari. Aceasta este descrierea principală. Nu e pentru prima oară când apare carte. Mai avem și alte texte în care se vorbește despre poporul lui Dumnezeu în felul acesta, ca despre robii Lui care se tem de El. În aceste două cuvinte, robi temători, avem esența identității noastre. El este stăpânul, proprietarul nostru, noi suntem robii Lui. Iar felul în care ne raportăm la El este cel al unei reverențe profunde. Înaintea celui care să pleacă cei 24 de bătrâni, cele patru făpturi vii se acoperă complet de către El, de la tron. Așa suntem descriși. Robi temători. Nu suntem ai noștri. Am fost cumpărați cu un preț. Suntem ai Lui. Ai Lui Dumnezeu. Niciodată diferența între noi și El nu va fi eliminată. El întotdeauna va fi Creatorul măreț, Dumnezeul Mântuitor,
Iar noi întotdeauna vom fi niște creaturi mici. Cu mare preț în ochii Lui, dar creaturi. Această diferență nu va fi niciodată eliminată. Niciodată. Ce spune mulțimea la o așa chemare? Versetul 6. Aliluia! Domnul Dumnezeul nostru cel atotputernic a început să împărățească, să ne bucurăm, să ne veselim și să-i dăm slavă, căci a venit nunta mielului. Soția lui s-a pregătit și s-a dat să se îmbrace cu in subțire, strălucitor și curat. Acesta este glasul de gloată multă, ca răspuns la ceea ce s-aude de la Domnul. Dacă în primul dialog abia s-a ieșit din suferință, din prigoană, din ispitiri și accentul a fost pe faptul că judecățile sunt adevărate și drepte, după ce ai trecut de aici și de la tron ești chemat la laudă, acum că relele s-au dus, suferința s-a sfârșit, ce răspuns dai? Răspunsul acesta este o celebrare. Domnul Dumnezeul nostru cel atotputernic a început să împărățească. Asta e prima parte a răspunsului. A doua este cea mai sugestivă. Să ne bucurăm și să ne veselim căci a venit ziua nunții. Da. Așteptarea principală a fost răzbunarea. Dumnezeu trebuie să facă dreptate. Vine ziua în care Babilonul este dat la o parte, este pedepsit. Și după aceea ce? După aceea nunta. Acestea sunt cele trei lucruri care se combină în acest al doilea răspuns al mulțimii. Dumnezeu începe să împărățească. A venit ziua nunții mielului și soția lui, mireasa, are o haină. Să mai bine zis, a primit o haină de in subțire, strălucitor și curat. Aceste trei idei vin și finalizează niște învățături pe care le avem și în Vechiul Testament și în Noul Testament. Și în Vechiul Testament, Israel, poporul lui Dumnezeu, e descris ca și o soție pentru Dumnezeu. În Noul Testament este mireasă pentru Domnul, pentru Mesia, pentru Fiul lui Dumnezeu. Aici mirele e descris ca mielul. Un fel de a vorbi despre Iisus Hristos cel proslăvit. Aceasta este una dintre cele mai fierbinți așteptări ale bisericii. Când vine ziua nunții? Știți care e răspunsul la această întrebare? Atunci când îmbrăcămintea miresei este gata. Atunci când ea este cu adevărat pregătită să întâmpine pe mire. Vedem simbolistica. Începutul veșniciei ca un ospăț de nuntă la care poți merge dacă ești îmbrăcat în haină de in, subțire, curat și strălucitor. Avem o explicație, în paranteză, nu? Inul subțire sunt faptele neprihănite ale Sfinților.
În ce fel mi se explică ținuta? O ținută despre care mi se spune i s-a dat să se îmbrace cu. E adevărat, noi suntem chemați la fapte bune într-un anumit sens. În al doilea sens, noi știm că faptele bune au fost mai dinainte pregătite ca noi să umblăm în ele. Sub nicio formă, mireasa nu este în postura de a se lăuda cu îmbrăcăminte. Nu și-a făcut-o ea, ci a fost dată. Aceasta este atitudinea pe care o are cu adevărat orice om al lui Dumnezeu care face binele. El știe, da, e dedicat să-l comită, să-l facă, dar după ce binele are loc, îl recunoaște. Dumnezeu m-a ajutat să fac. Așa ceva avem aici. Mulțimea răspunde la chemarea, la strigătul care se aude de la tron, dând detalii cu privire la ceea ce urmează. Nunta. Nu este finalul aici, urmează ulterior. Nu? Unul dintre îngeri îl cheamă pe Ioan mai spre finalul cărții și spune: vino să-ți arăt mireasa. Dar asta când ajungem acolo. Ce vedem aici este că, da, a venit nunta. Nunta mielului. Soția lui s-a pregătit. În aceste două expresii se cuprind deja de mult. Soția s-a pregătit, i s-a dat să se îmbrace cu haină de insubțire, strălucitor și curat. Este pregătirea ei și este darul de care îi se face parte. În acest fel se încheie cel de-al doilea dialog. Vedeți? Nuanțele pe care le avem, ce spune fiecare dintre părți. Pe de o parte, răzbunarea a avut loc. Pe de altă parte, a venit nunta. Așteptările adânci, fierbinți, ale poporului Dumnezeu. Bătrânii, făpturile vii spun, amin. Aliluia! De la tron se aude: lăudați pe Domnul, toți robii lui care vă temeți de El, mari și mici. Acestea sunt cele două dialoguri în celebrarea de dinainte anunții. Dar textul nostru, da, vă rog. În contextul în care le spui mireasa, igloata? Da. Da. Biserica, poporul lui Dumnezeu. Da. Deci, da. Se schimbă termenii de alea. Sigur. Da. Da. Și a doua întrebare care o am, nu știu care e conotația răzbunării. Ce înseamnă răzbunare? Dar mie mi s-ar părea un picuț să ajung în fața lui Dumnezeu și să mă bucur că, în sfârșit, l-o pedepsi pe Sorin pentru toate nedreptățile care mi le-a făcut. Se pare picuț că aș fi prea... Da, aș fi prea josnic să ajung acolo și să mă gândesc la gunoaiele astea. Aici sunt niște precizări. Cei din mulțime nu se bucură de lucruri care au fost între ei. Ci totul e vis-a-vis de Babilon, de puterile răului.
care au avut parte de pedeapsa lui Dumnezeu. Ce bine că l-ai spus, păstorii. Nu, na. Nu, pe noi. Deci, nu e vorba de lucruri de noi între noi, ci vorba de poporul lui Dumnezeu față de toate lucrările răului. Nu se termină aici cu pedeapsa. Vom vedea, lucrurile acestea vor fi dezvoltate pe larg. Și diavolul, și îngerii lui, și prorocul mincinos, și orice altă întrupare a răului, ei vor fi aruncați în iazul de foc. Să mențin până la finalul cărții aceste două realități. Răul e pedepsit și noul Ierusalim este locul în care Dumnezeu locuiește în mijlocul poporului său. Astea nu se pierd din vedere unele pe altele. Răspunsul la întrebarea respectivă este următoarea. Ajungerea în partea dreaptă, în Nou Ierusalim, ajungerea între cei mântuiți ai lui Dumnezeu, are loc după înviere. Știți ce înseamnă asta? Firea pământească nu mai este. Trupul este trup slăvit, nemuritor. Cu alte cuvinte, lucrurile care mă îndeamnă la a fi necredincios, la a cârti, aici, în biserică fiind, nu mai au suport în viața mea. Am avut parte de înviere și voi putea sta alături de cel care, în biserică fiind, poate nu m-a văzut întotdeauna cu cei mai buni ochi. Dacă și eu și el am ajuns în partea dreaptă, lucrurile respective nu mai au loc acolo. Ele s-au dus. Nu uitați, în sala tronului e un simbol cu privire la rău. Știm așa? Marea de sticlă. Ajungem ulterior în carte în care ni se spune în noua creație marea nu mai era. Asta vrea să spun următorul lucru. Nu mai e loc de unde să izvorască răul. Nu mai e. În cerul nou și în pământul nou intră cei care au parte de înviere. Asta înseamnă că firea pământească nu mai e acolo. Da, stați că până acolo mai avem ceva. Textul se termină cu două observații neașteptate. Recitesc. Apoi mi-a zis, scrie: ferice de cei chemați la ospățul nunții mielului. Apoi mi-a zis, acestea sunt adevăratele cuvinte ale lui Dumnezeu. Ce face Ioan aici? Ca să vedeți, îi spune, omul ăsta a văzut atât de multe. Știe cum stau lucrurile. Știe cine stă pe tron. Știe cine e Dumnezeu și cine e înger. Cuvântul spune, m-am aruncat la picioarele lui ca să mă închin lui. Dar el mi-a zis, ferește-te să faci una ca asta. Lui Ioan nu e rușine să vorbească despre această alunecare. Lui Caraceva numai ce, o alunecare. El nu o comite, dar e gata s-o comită. Lui Dumnezeu închină-te.
una dintre cele mai mari primejdii în viața bisericii, viața poporului Dumnezeu, este idolatria. Idolatria are loc în viața unui copil al lui Dumnezeu atunci când altcineva sau altceva ia locul unic al lui Dumnezeu din viața sa. Când în locul lui Dumnezeu eu pun pe altcineva sau pun altceva, persoană sau obiect, persoană sau lucru, sau posesiune, atunci am alunecat în păcatul idolatriei. Noi putem idolatriza oameni. Putem idolatriza lucruri. Lui Ioan se spune, ferește-te să faci una la aceasta. Închină-te lui Dumnezeu, dar îi mai spune ceva. Eu sunt împreună slujitor cu tine și cu frații tăi care păstrează mărturia lui Iisus. La final, în paranteză, avem o explicație. Mărturia lui Iisus este Duhul prorociei. Despre asta vreau să mai vorbesc și încheiem studiul. Frații tăi, împreună slujitor cu tine și cu frații tăi care păstrează mărturia lui Iisus. Vedeți? Ne oprim asupra celor mai mici detalii ca să vedem cum suntem văzuți de sus. Frați care păstrăm mărturia lui Iisus. Toate lucrurile despre care a depus Iisus mărturie, prin viața Lui, prin învățătura Lui, prin moartea Lui, prin învierea Lui, sunt garanția că noi ajungem la nuntă. Ce ne-a adus El însuși, mărturia Lui, e calea înspre acolo. Acestea sunt lucrurile pe care trebuie să le ținem. De care nu trebuie să ne lăsăm. Acestea vor fi ținta din partea celui rău, că noi să le lăsăm la o parte sau așa să le diminuăm. Să le diluăm. Ce se spune în paranteză, mărturia lui Iisus este Duhul prorociei, e o afirmație deosebit de profundă. Tot ceea ce a adus Hristos este inspirație pentru proroci. Văzându-L pe El, auzi pe Dumnezeu. Apostolul Pavel are un alt fel de a vorbi despre aceleași lucruri. Noi vedem strălucind pe fața lui Hristos, adevărul lui Dumnezeu. Să întâi din lucrurile mei. Așa ajunge cineva cu bine la sfârșit. Dacă se ține, dacă ține mărturia lui Iisus. Așa reușești să nu aluneci în păcatul idolatriei. Iisus a fost cel care a venit și mi-a spus, nimeni nu poate spune la doi stăpâni. El a fost cel care mi-a spus, strângeți-vă comorii în ceruri, nu pe pământ. El a fost cel care mi-a spus, unde ți-e comoara, acolo ți-e inima. Acestea sunt mărturii cu privire la primejdia idolatriei. Să înlocuim pe Dumnezeu cu altceva. Când noi nu ne mai ținem de lucrurile acestea, alunecăm.
fraților, acestea au fost lucrurile pe care le-am avut în această seară. Vă mulțumesc pentru participare, ne închinăm cu darurile noastre și continuăm părtășia noastră.